Prețul mare al carburanților stârnește tot mai multe nemulțumiri. Protestul de vineri de la Sibiu va fi continuat în zilele următoare și la Copșa Mică. Mai mult, pe internet circulă mesaje care îndeamnă conducătorii auto să nu alimenteze din nicio benzinărie în zilele de 17, 18 și 19 ianuarie. Deși prețul barilului de petrol a scăzut în ultima perioadă în România, prețul benzinei a crescut. Accizele au împins prețul unui litru de benzină peste pragul de 5 lei. Oamenii spun că este foarte mult și că o eventuală nouă creștere face ravagii în bugetele lor. Mi se pare nejustificat. Cel puțin pe noi, pe taximetriști, ne-au zăpăcit. E ca a ridicat prețul la benzină, nu... E foarte scump. Nu știu care e problema cu accizele astea. Văd că barilul s-a ieftinit și benzina crește. În Sibiu, precum în întreaga țară, circulă mesaje de boicotare a benzinăriilor. Șoferii sunt îndemnați să protesteze împotriva prețurilor mari afișate la pompe. Astfel, în zilele de 17, 18 și 19 ianuarie, oamenii sunt îndemnați să nu-și alimenteze automobilele.